E cu noi în direct Leo Grozavu, care n-a venit la declarații de, după acest meci, fiind eliminat. Te salutăm, Leo! Felicitări pentru rezultat. Rar se întâmplă ca FCSB să fie dominată pe teren propriu, cum s-a întâmplat astăzi. Cred că ești chiar trist că n-ați câștigat. Bună seara, vă salut pe toți. L-am auzit și pe Daniel Stanciu, parcă nu. Bună seara. Da, bună seara. Felicitări. Da, ce să spun. Nu cred că sunt pe deplin bucuros, pentru că eu cred că astăzi meritam să câștigăm. Am fost echipa mai bună, echipa care a reușit în primul rând să blocheze foarte bine jocul FCSB-ului. După aia am fost și foarte reactiv pe faza de atac. Am avut un penalti clar. Din păcate, conțăranul nostru, că pot să-i spun conțăran, Feșnic, nu are ochi pentru Adelene, are ochi pentru Sud. Ce să facem, asta e, da. Anul trecut a dat un penalti de tot râsul împotriva lui Șef și anul ăsta n-a văzut un penalti clar ca lumina zilei împotriva Stelei. Asta e, de-aia n-avem fotbal în România. Pentru că favorizăm echipe, favorizăm jucători, de-aia nu putem să avem competitivitate la nivel internațional, pentru că îi învățăm pe jucători să cadă, să ceară fault, îi învățăm cu non-performanța și atunci avem și rezultate. Te refer la faza din minutul 74, nu? Da, ceva de genul, 74-75. Am văzut-o din tribună, sigur că n-am văzut reluări, dar mi se pare un bodice clar al lui Moruțan acolo. Deci el nu joacă mingea niciun caz. Are prin planul Aganovic, se duce direct în el, fără să... Deci e foarte disproporționată. Nu știu dacă e contact și la picior. Aganovic mi-a spus că a fost contact și la picior, în sfârșit. Mm-hmm. Cred că e un penalti clar ca lumina zilei. Dacă era în careu nostru, cred că era o izbăvire. Deci crezi că abia aștepta să dea penalti? Păi și FCSB se plânge că n-a primit un penalti. Da, FCSB nici n-a intrat la noi în careu, în afară de, poate pe finalul jocului a avut o situație. În rest, nici n-au intrat la noi în careu. Echipa care se joacă cu toată lumea, strigă toată lumea de pe bancă, erau agitați. Alte meciuri nu i-am văzut așa agitați pe cele la FCSB. Felul nostru de a fi, noi așa ne comportăm la fiecare meci. Ne dorim, suntem colerici, dar cei la FCSB am văzut până acum foarte liniștiți pe bancă. La meciul ăsta ziceai că sunt injectați. Mai strigau și vreo câțiva din tribună, mai au un tip cu mască care stă în tribună și strigă și ăla. În sfârșit. Mihai Stoica, cine? Nu dau nume. Da, deci tu spui, Leo, că și arbitrajul lui Feșnic astăzi a lăsat de dorit. Păi, nu știu, spune și dumneavoastră. Eu am văzut un arbitraj prosteau, clar, orice fault, aceeași unitate de măsură n-a existat nicio clipă. Orice împingere a Stelei nu era fault, orice atingerea noastră și stipete din partea cealaltă erau fault. L-ai simțit intimidat pe Orațiu Feșnic, pentru că arbitrează FCSB? Nu e prima dată când văd lucrul ăsta. Aveam o părere bună despre el, dar am impresia că v-a întors armele. Îi prevedeam o carieră frumoasă. Nu am fost niciodată supărat pe el că m-a eliminat. Am vreo câteva eliminări de la el. Cred că e arbitru care m-a eliminat de cele mai multe ori. Nu sunt supărat pe eliminări, neapărat, dar eu am spus, maniera de arbitraj mi s-a părut cel puțin ciudată. Înțeles. Ce s-a întâmplat la pauză? Te rog să ne lămurești, că n-am văzut. Când ai fost eliminat, doar te-am văzut în tribună. Păi am avut un cartonaș galben din prima repriză și la pauză am primit al doilea cartonaș galben, chipurile, pentru că eu și cu Crețu am avut cuvinte, nu știu cum. Deci Crețu, în loc să-și vadă de fotbal, el aduce tot felul de ofense și de cuvinte care ne la locul lor împotriva băncii oaspete. Și am spus să-și vadă de treaba lui, este jucător, nu e prima oară, a făcut-o și în finala cupei și acum a fost la fel. Și chipul i-a spus, vezi că eu te-am ajutat pe tine într-un moment, dar nu mai vreau acum să intru în amănunte. Nu cred că merită așa ceva. Dacă ești fotbalist profesionist, ești un de joc. A mai fost un jucător al Stelei care și prima repriză, dar tot la fel. El vorbea cu banca adversă, era supărat pe bancă. Vezi de fotbal, zic, tu joacă, noi avem treabă cu jucătorii noștri și cu arbitri. Niciodată cu banca adversă, cu jucătorii echipei adverse. Niciodată, indiferent ce fac ei pe teren, ce fac ei pe bancă, nu ne interesează. Cu jucătorii noștri și cu arbitri, sigur, și noi putem comunica. Dacă unii strigă, trebuie să strigăm și noi. Iar ei dădeau indicații băncii noastre, să tăcem din gură, să jigniri. În sfârșit. Deci asta ai spus lui Crețu? Când am ieșit de la cabină, eu și cu
Crețu am primit cartonaș galben. La mine, mai fiind, mai având un cartonaș galben, da, am fost automat eliminat. Deci asta ai spus lui Crețu? Pentru că el a spus că nu l-ai înjurat, i-ai făcut mai rău de atât. Așa a spus, nu știu. Eu? Da, așa a declarat Crețu. Mai rău, ce înseamnă mai rău? Nu știu. Mai rău de a înjura, ce înseamnă? Nu știu. M-am bătut. N-am atins pe nimeni. I-am spus să-și vadă de treaba lui, că este jucător profesionist. Și nu-i frumos ce face. Eu și fost ceva, dar nu știu ce înseamnă mai rău. Dar nici noi, nu știm. Nu ne-am dat seama de asta. Mai rău. Poate că-i fi spus ceva, dar nu. Deci dacă nu l-am înjurat, eu nu știu, ce puteam să-i spun. Eu am fost să-și vadă în treaba lui, că nu-i prima oară când face, are ieșiri de genul ăsta. Și treaba lui să joace fotbal, nu să intre în altercații cu antrenorii. Dacă vrea să intre, cu jucătorii de la noi. Eu nu intru în altercații cu jucători. Eu dacă am ceva, am cu antrenorii. Că așa ar trebui. Antrenor cu antrenor, jucător cu jucător, conducător cu conducător. Să se respecte niște ierarhii, da. Sigur. Pe lângă aceste neplăceri, sigur, meriți felicitări și meritați cu toții. Băieții merită felicitări, au făcut o partidă extraordinară. Și un an foarte bun. Am avut o primă parte a sezonului, pentru că mai avem mult până departe. Deci mai e un retur care va fi mai mult ca sigur foarte disputat, va fi foarte greu. S-au întâmplat foarte multe, se vor mai întâmpla. Coronavirusul e un alt adversar pe care trebuie să-l depășim. În primăvară vor fi jocuri foarte grele. Deja vor fi echipe care, sigur că în România se pot aștepta la orice. Așa că avem de luptat încă. Nu suntem doriți. Eu sunt un om care vrea să-și facă meseria. Nu contează unde. Nu există. E teritoriul României. Apreciez orice om, indiferent de naționalitate, de etnie. Îmi doresc să fim lăsați să ne facem meseria. Când nu suntem buni și așa, ni se sare în cap. Dacă mai sunt și arbitrii care ne ajută să ne curățăm, între ghilimele, mai repede, ce să facem? Asta e. Ne ducem crucea, mergem mai departe. Din păcate, am spus, fotbalul românesc are nevoie de altceva, de corectitudine, de a antrena și a educa fotbaliștii într-un alt spirit ca să poată să joace la un nivel. Că nu întâmplător nu facem față afară. Dacă îi favorizăm, sau când ajungem în cupele europene, eu astăzi vreau să-i văd pe cei de la FCSB, că sunt o echipă puternică. Sunt jucători de calitate, sunt o echipă puternică, dar am vrut să-i văd împotriva noastră și eu cred că avem o echipă bine pregătită, o echipă care se poate bate cu adversarii din România de la egal la egal. Și am vrut să-i văd. Astăzi n-au contat pe teren. I-am văzut doar să plângă. Doar plângeau. Banca adversă plângea, jucătorii în teren plângeau, fac numai presiuni, așa cum se obișnuiește în România. Iar când joacă cu cei de afară, nu mai zic nimic, că arbitrii de afară nu te favorizează. Asta observam și noi. Mai mult, Mitre a spus că v-a inspirat și victoria CFR-ului și că oarecum ați încercat să copiați agresivitatea CFR-ului. Noi nu încercăm să copiem pe nimeni. Ca agresivitate, cred că suntem cea mai echipă. Uitați-vă, cea mai agresivă echipă. Uitați-vă pe statistici. Suntem echipa cu eficienții cei mai buni în jocul defensiv, cu pressing, cu agresivitate, suntem cea mai agresivă în sensul pozitiv, bineînțeles, echipă în România, așa că nu copiem pe cineva. Sigur că atunci când analizăm jocurile, încercăm să vedem ce fac alții bine, ce fac adversarii mai puțin bine, ce facem noi mai puțin bine, încercăm să corectăm și câteodată ne mai și iese. Da. Leo, mulțumim tare mult pentru amabilitate. Și eu vă mulțumesc, emisiune plăcută, vă salut pe toți. O seară frumoasă, te salutăm și noi, felicitări.